Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Mașină lovită de tren la Ninoasa. Gorjeni evacuați din casă. Pandurii înfrângere în primul meci de acasă. O mașină a fost lovită de tren. Accidentul a avut loc duminică după amiază la o trecere de cale ferată de pe raza localității Ninoasa. În autoturism se aflau două persoane. Din fericire au avut noroc scăpând doar cu răni ușoare. Isu Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident feroviar în care un autoturism a fost lovit de un tren. A avut loc în comuna Ninoasa, sat Lobaia. La fața locului s-au deplasat auto specială de intervenție cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul secției de pompieri Subceni, precum și ambulanță SAJ Gorj, care au constatat că în urma impactului au rezultat două victime neîncarcerate. Acestora li s-a acordat primul ajutor medical calificat, refuzând totuși transportul la spital. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un bărbat din comuna Bolboș, în vârstă de 50 de ani, și-a agresat fizic soția și copilul de 13 ani. Gorjanul a fost evacuat din locuință. Conflictul s-a iscat pe fondul consumului de alcool. De asemenea, un alt bărbat de 46 de ani din Baia de Fier a znobit-o în bătaie pe iubita sa de 40 de ani din Polovraj. Scena s-a petrecut la domiciliul femeii pe fondul geloziei și al consumului de alcool. Doi bărbați din comuna Baia de Fier și comuna Bolboș sunt cercetați de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de violență domestică și amenințare, ca urmare a faptului că ar fi exercitat acte de violență, unul împotriva soției sale și a fiului său și altul împotriva concubinei sale. În cauză, polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii pentru o perioadă de 5 zile, iar cei doi agresori au fost evacuați din locuință. În ambele cazuri s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de violență domestică și amenințare. Două femei de 38 și 40 de ani, ambele din comuna Godinești, au fost puse sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzate de comiterea infracțiunii de furt. Potrivit polițiștilor, cele două femei ar fi pătruns în locuința unei bătrâne din Tismana, de unde ar fi sustras suma de 1500 de lei. Două femei în vârstă de 38 și 40 de ani, ambele din comuna Godinești, au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore și introduse în arestul IPJ Gorj, fiind bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acestea ar fi sustras suma de 1500 de lei din locuința unei femei în vârstă de 79 de ani din orașul Tismana. Cele două au fost prezentate parchetului, față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În depistarea celor două femei, polițiștii au beneficiat de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Operațiuni Speciale Gorj. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit pe Valea Oltului. Accidentul a avut loc duminică după amiază pe DN7 în localitatea Câineni, județul Vâlcea. 21 de persoane au fost implicate. Potrivit polițiștilor vâlceni, accidentul s-a produs după ce mașina a intrat pe contrasens. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. La fața locului au intervenit 4 ambulanțe SMURD, 7 ambulanțe SAJ, o auto specială de stingere și 2 echipaje de descarcerare. Îngrijiri medicale au primit 19 persoane. 7 au fost transportate la spitalul din Râmnicu, Vâlcea, 5 au fost duse la Sibiu. Una dintre victime a fost trimisă cu elicopterul SMURD la Craiova. 6 dintre victime au refuzat transportul la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Microbuzul desfășura o cursă ocazională pe ruta Pitești-Ocna-Sibiului. Un tânăr de 18 ani din Mehedinți s-a înecat în Dunăre. Tragicul eveniment a avut loc duminică seară în localitatea Cetate din județul Dolj. Tânărul a intrat în apă și nu a mai revenit la mal. Oamenii care se aflau în zonă au sunat la 112. În ajutor s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Calafat, dar și echipajele de scafandre din cadrul ISU Olt și ISU Dolj, care au început operațiunile de căutare. Tânărul a fost adus la mal, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes, fiind declarat decesul. Un bărbat de 50 de ani din Olt a rămas și fără lemne și fără bani după ce a fost prins de polițiști fără acte de proveniență. Captura a fost făcută pe raza comunei Morunglav, județul Olt. Polițiștii au stabilit faptul că materialul lemnos era transportat fără aviz de însoțire pentru cantitatea de aproximativ 3 metri cub lemn de foc specia gârniță. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă valoare de 5.000 de lei. Totodată, materialul lemnos în valoare de 960 de lei au fost confiscați și predați ocolului Silvic Balș.
Încă 15 troleibuze vor fi achiziționate de Primăria Târgu Jiu, al doilea proiect pe care municipalitatea l-a depus pentru modernizarea transportului în comun, a obținut 90 de puncte și a trecut în etapa de precontractare. Urmează actualizarea documentației existente, iar apoi semnarea contractului de finanțare. Edilul Marcel Romanescu a declarat că s-a obținut deja finanțarea pentru 20 de troleibuze moderne. Va fi reabilitată și rețeaua de contact pe o distanță de 13,6 km. Am trecut de partea tehnică și financiară, care este cea mai importantă într-un proiect. Urmează în acest moment, pe baza observațiilor făcute de către acea comisie, să refacem documentația, să facem micile modificări în documentație și ulterior să așteptăm semnarea contractului. Dar în momentul ăsta, 100% proiectul este finalizat. Vom fi chemați la ADR Craiova pentru a putea semna acel proiect de 24 de milioane de euro, care completează proiectul pe care deja l-am licitat, acela cu 20 de trolee noi. Și în felul acesta se finalizează cam tot ceea ce gândeam noi, strategia pentru transportul în comun. Modernizarea transportului în comun este una dintre măsurile cele mai importante care vor duce la descongestionarea traficului. Valoarea proiectului este de aproximativ 23 de milioane de euro. Competiție sportivă în comuna gorjană Polovragi. Autoritățile locale organizează pentru prima dată în localitate evenimentul semi-maraton Fir Polovragi pe o distanță de 21 de kilometri. Scopul concursului este de a promova mișcarea, în special în natură, dar și turismul în localitate. Concursul de alergare montană va avea loc în luna octombrie și constă în două probe. Prima probă este cea de semi-maraton până la o altitudine de peste 1000 de metri. Inițiativa primarului Gheorghe Pure este lăudabilă. Semi-maraton Fir Polovragi, 21 de kilometri, la o altitudine de 1050 de metri. Concursul va avea loc pe 19 octombrie în acest an și va consta în două probe de alergare montană. Semi-maraton cu o lungime de 21 km, o diferență de nivel de 1050, se pot înscrie doar cei care prezintă dovada că au mai participat la un concurs de acest gen, deoarece presupune un grad de dificultate puțin mai ridicat și o distanță mai mare de parcurs. Traseul va începe din zona târgului, de la vatra târgului, merge pe Codrișor, la așezarea dacică fortificată, la crucea lui Iusache, la oborul Jidovilor, coboară prin cheile Oltesului, trece pe la Peșteră și pe la Mănăstirea Polovragi, cu returi de la punctul de plecare la vatra târgului. Traseul prezintă porțiuni de dificultate ușoară și medie și vor exista puncte de hidratare de-a lungul traseului. Ideea a venit de la simplu fapt că trebuie să ducem o viață cât mai sănătoasă, cât mai mult în mijlocul naturii, cât mai multă mișcare, pentru că observ pe propria piele că lipsa de mișcare aduce surplus la greutate. A doua probă, cea de cross, este accesibilă pentru toți participanții. Cel de-al doilea concurs va fi un cross și se va desfășura de la târg până la Mănăstirea Polovragi, până la Peștera Polovragi și cu retur. Aici se poate înscrie orice persoană, neexistând restricții. La finalul competiției, concurenții cei mai bine clasați vor fi premiați, iar toți participanții vor primi un kit de participare. Primarul Victor Giogea din Bengești-Ocadia vine cu o propunere pentru guvern. Mai marele comunei crede că dacă ar exista o lege care să oblige constructorii să termine lucrările la timp, aceștia nu ar mai găsi fel de fel de scuze până la încheierea unei lucrări. Lipsa banilor nu reprezintă o problemă majoră pentru autoritățile locale din Bengești-Ocadia. Primarul Victor Giogea spune că întârzierea lucrărilor se datorează în totalitate constructorilor. Nu au avut probleme în care constructorii să nu lucreze din vina banilor. Cred că vina lor le aparține la constructori, așa cum și ceilalți primari au probleme, fiindcă stăm de vorbă cu ei, nu au oameni, nu au forță calificată, încearcă fel și fel de tertipuri ca să mai lungească timpul să termină lucrarea, ori nu este bine. Cred că aici ar trebui, printr-o ordonanță de guvern, guvernul să se gândească și să vină cu sancțiuni mult mai drastice pentru constructorii care nu-și duc la bun sfârșit lucrările. Am avut, de exemplu, o lucrare în satul Bircii, care de câțiva ani de zile constructorul tot a tras de timp și de-abia luna aceasta o să-i face recepția spre sfârșitul lunii august, lucrare care a durat câțiva ani de zile buni. Vina le aparține în totalitate numai constructorilor.
Primăria și Consiliul Local și-au aranjat în așa fel lucrurile încât comunitatea să nu se confrunte cu probleme majore. Așteptăm și noi o rectificare și după câte aud și pe la mass media, se pare că va fi o rectificare pozitivă. Avem și probleme la salarii, cred că sunt, dacă nu o să vină o rectificare pe plus, și de asemenea proiecte pe care le avem începute și lucrări care practic sunt începute și ne trebuie bani pentru cofinanțarea lor. Încolo nu avem probleme. Ce mai este o problemă pe care se ridică și sperăm tot să primim bani la rectificare pentru iluminatul public și pentru utilitățile care sunt de zi cu zi necesare. Victor Georgia se află la cârma primăriei Bengești-Ocadia încă din anul 2004. Pandurii Târgu Jiu a pierdut și al doilea meci din Liga Secundă, echipa noastră fiind învinsă pe teren propriu la scor de neprezentare 0-3 de către ASU Politehnica Timișoara. Gorjenii nu au reușit până acum să marcheze în debutul campionatului. Mărățenii au controlat partida de la un capăt la celălalt. Trupa lui Cosmin Petrescu a deschis scorul în minutul 14 după reușita fostului Dinamo Viz Mircea Axente. Repriza secundă a adus alte două goluri în dreptul vizitatorilor, Manea 58 și Ungureanu în minutul 80, punctând pentru un succes concludent. Rezultatul și scorul este dureros pentru mine, sper că și pentru jucători. Cred că atitudinea unor jucători a lăsat de dorit și faptul că deocamdată nu sunt pregătiți pentru acest nivel anumit jucători pentru că sunt foarte tineri, a declarat după joc antrenorul Pandurilor Adrian Bogoi. Și cealaltă formație din Târgu Jiu, Viitorul Pandurii, a fost învinsă cu același scor în această rundă. Echipa lui Nicolae Sarcina a pierdut cu 3-0 meciul de la Târgu Mureș cu Universitatea Cluj. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!